Focar de COVID-19 la primăria municipiului Bălți. Aproape 40 de angajați au fost testați pozitiv la noul coronavirus, printre care și viceprimarul Ghenadie Șmulski. Anunțul a fost făcut de primarul Renata Osatei într-un live pe Facebook. Funcționarii au aflat că sunt infectați cu noul coronavirus după ce administrația primăriei a decis să-i testeze pe toți cei 247 de angajați, iar primele rezultate au fost alarmante. Ieri au fost testați la noul coronavirus primii 50 de angajați. Încă 50 de funcționari vor trece pragul laboratorului pe parcursul zilei de astăzi. Из 50 сотрудников primăriei, у 37 подтвержден COVID-19. Я не буду называть фамилии, но чтобы вы понимали, как бы отдел кадров, экономисты, бухгалтера, транспортники, то есть здесь есть все. Testele sunt efectuate în laboratorul din Bălți, deschis de ANSP. Renata Usatei spune că funcționarii testați pozitiv nici nu bănuiau că ar fi infectați cu noul coronavirus. Это люди, у которых не было симптомов. Как Шмульский вице-примар, он находится дома на лечении, но его как бы даже лечить не начали, потому что у него вообще никаких симптомов нет. Renata Osatei este convins că după testarea tuturor angajaților, situația epidemiologică la primăria Bălți va fi și mai gravă. Potrivit edilului, Comisia Municipală Extraordinară de Sănătate Publică urmează să decide în ce mod va activa în continuare administrația orașului. Totodată, primarul de Bălți consideră că ar trebui să fie testați la noul coronavirus toți angajații întreprinderilor mari din oraș. Marți, în municipiul Bălți a fost înregistrat un număr record de îmbolnăviri zilnice de COVID-19. Ministerul Sănătății a raportat 45 de infectări în 24 de ore. Astfel, municipiul Bălți este pe locul 2 după numărul de îmbolnăviri de COVID-19 cu 761 de cazuri. Anterior, Renata Usatei a ignorat mai multe restricții impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică pentru stoparea răspândirii virusului pandemic. Piața din Bălți, Bunăoară, a fost redeschisă din 20 mai, deși autoritățile centrale au decis că aceasta trebuie să rămână închisă până la sfârșitul lunii mai. Tot la Bălți, transportul public a circulat în weekend, în ciuda unei restricții impuse la nivel național. Din această cauză, 5 șoferi de troleibuz din Bălți au fost amendați cu câte 22.500 de lei, iar administrația întreprinderii municipale cu 75.000 de lei.